Malefic, inteligent și sadic. Așa îl descriu psihiatrii pe Iulian Țigănilă, cel acuzat de anchetatori că ar fi comis 7 crime în decurs de 4 ani. Nimic nu l-ar face să-și recunoască faptele, dar nici nu se va putea ascunde vreodată în spatele ipotezei unei boli psihice. Premeditarea tuturor crimelor arată că asasinul ucidea cu sânge rece și mai ales cu bună știință. Un psihopat antisocial, extrem de periculos. Iulian Țigănilă a fost condamnat la închisoare pentru o crimă, dar în spatele lui stau alte 6 victime, cel puțin. Ascultând acest caz uluitor, mie nu mi se mai pare deloc că cazul Elodia are vreo atracție. Un mod de operare crud și plin de ură, spun specialiștii. Doi asasini care nu ar ezita să ucidă din nou dacă ar avea ocazia. Evident că avea o plăcere să-i vadă pe aceștia murind. Ucigași în serie, cu cruzime și cu premeditare. Aici, ce se întâmplă dacă ei ies? Vor face același lucru. Unul ucidea și celălalt se ocupa să arunce victimele în fântâni părăsite. Acest om nu are conștiință morală, nici vorbă de așa ceva și nu este sensibil la suferința umană. O dovedește chiar reacția lui Țigănilă atunci când s-a întâlnit față în față cu fratele uneia dintre victime în sala de judecată. Și eu eram în sală și se uita și nu mă râdea. M-a văzut și se uita și râdea. Sfidează în modul cel mai crud un om care suferă pentru dispariția unei rude. Fiecare crimă avea un scop, tâlhărie. Și pentru ca rudele celui dispărut să nu bănuiască nimic, Țigănilă și Varbu, complicele lui, le scriau scrisori în numele victimelor. La vreo lună jumătate a început să apară scrisorile. Că e în Salonic, că e în satul mare, care una, că s-a însurat. Și ăla din Căldăranu tot așa primea scrisori. Inteligența malefică a infractorului era în permanență în acțiune și a profitat de prostia celorlalți. Așa au reușit asasinii să fie bănuiți doar după 4 ani de la primul omor. Țigănilă a fost condamnat la 20 de ani de închisoare și Barbu la 18 pentru complicitate. Urmează ca anchetatorii să ceară condamnarea pentru alte două crime.